Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vă iau cu mine să mergem, să mai întrebăm pe la șomajul ăsta ce mai facem, ce mai muncim, nu mai muncim, că e belea. E belea, nu mai primesc niciun răspuns. Bă, de fapt am primit un răspuns, m-au amânat cu 3 luni de zile, dar m-au pus în așteptare, pentru că am încălcat contractul, zic ei, da? Am încălcat contractul și trebuie să aștept, da? Până în ianuarie, februarie, martie, da? Din aprilie o să primesc eu bani. Decizia mi-a venit, da? Cum ar veni, o să primesc 1000 de euro, cam așa, 1000 și un pic. Așteptăm până în aprilie. Acum vreau să vedem cu școala de șoferi. Pentru tir, da? LKW, cum se zice aici în Germania. Mergem acum până la școală, unde am găsit. Te pune să cauți o școală, da? Așa, de la Somaj te trimite să cauți o școală. Na, tu o găsești, după aia te duci la ei, sau școala normal trebuie să trimită niște acte la ei prin poștă și dacă le acceptă, să le zică costurile, cât costă și toate prostiile. Dar văd că demersul ăsta nu prea e rapid și încerc eu să mă duc acum să mai trag de ei, să le zic ce faceți, haideți. Începem și noi școala asta, că stau acasă, nu? Să iau și eu bani, să termin o dată, să mă angajez. Și acum mă duc la școală, prima oară, la școala de șoferi pe care am găsit-o. Mă duc acolo, le zic, ei mi-au spus că au trimis spre agenția forței de muncă actele și e-mail-ul sau ce au zis ei acolo, că au trimis să informeze. Dar dacă ea nu zic nimica, așteaptă, na, cine știe ce așteaptă, să mă informeze și pe mine, da, am primit de la școală, hai să încep eu, sau să încep mea activitate, să zică ceva, dar nu zic nimic ăștia. Așa că îi mă duc eu la școală, îi spun să-mi dea mie hârtiile care trebuie să le duc la agenția forței de muncă și mă duc eu la ei, acolo mă duc peste ei și le spun. Hai, uitați aici școala, uitați costurile, uitați tot ce trebuie, tot ce aveți nevoie, hai să dăm drumul la activitate, nu? Și haide și voi cu mine să vedem dacă rezolv ceva, mă duc la școală, să vedem ce zic și ăștia. E greu, când e vorba să-ți dea bani, foarte greu, sau când e vorba să-ți plătească ceva. Dacă e vorba să-ți ia, imediat, bang, au contul tău, imediat îți trage din cont, bang, au dispărut banii la secundă. Dacă e vorba să-ți dea, durează luni de zile și uitați și voi, am încălcat contractul, că nu știu, dacă te dă afară, trebuie să-ți dea șomaj, tu ai pe taxele atâta timp de 6 ani de zile de când lucrez eu în Germania, eu n-am stat niciodată pe șomaj și e normal să-mi dea, nu? Că încalc contractul, că nu încalc, aia e. Eu am plătit taxe pentru chestia asta, nu? Am încălcat contractul și mă amână. Cum ar veni că mi-am dat eu demisia și aia e suspendarea aia de 3 luni. Da, așa că aștept, cam asta este decizia de la șomaj, 1000 și ceva de euro pe lună, sunt buni, banii sunt buni, dar amânarea nu-mi place, nu-s de acord cu ea, dar nu avem ce face, dar măcar să rezolvăm cu școala de șoferi, hai să vedem, stând aici, hai să vă arăt și vouă. Dacă sunteți din zona, Iute, Floreda, partea asta așa, vă duc eu acum la o școală de șoferi, foarte mișto, deci, Daniel Farșule, Daniels Farșule, ia facem noi o românească aici, pac, stai așa un pic, stați așa că am făcut o românească aici, să pot parca, pentru că mai iurea așezată școala asta. Daniel Sfarșule este o școală de șoferi pentru tir și pentru toate categoriile și te acceptă repede, merge și cu să colaboreze și cu agenția forței de muncă și nu trebuie să știi limba, că ăștia de la forțele de muncă mi-au spus că trebuie să cunoști puțin limba, să faci chestia asta, să faci întâi un curs de germană și după să mergi la școala de șoferi pentru tir. Și ăștia mi-au zis, au fost și alții mai practici, că vorbeau foarte puțin și tot au luat și au făcut. Adică o școală foarte șmecheră, care te ajută, nu te bagă în groapă, cum vor ăștia. Ăștia de la forțele de muncă vreau să facă întâi școala de
de limbă, care mai durează și aia nu știu cum mai durează, și după aia să fac chestia asta. Păi eu am timp să stau pe chestii, pe școli, pe nu știu ce. Eu trebuie să muncesc, nu? Am de plătit o chirie, am un copil, am o așa. Dar nu prea gândesc ăștia, adică ei nu interesează. Așa că ăștia deci la școală mi-au zis, stai liniștit, că noi trimitem, spune că ne înțelegem cu tine și e ok. Așa că hai să intrăm să vedem ce facem. Hai să vedem. Astea sunt mașinile lor. Da? Asta este clădirea. Aici am actele. Da, șomaj. Și hai să vă arăt eu acum. Și urât e poziționată școala asta. E fix aici în intersecție. Am făcut așa, nu ai voie să întorci. Am făcut românească și am băgat aici. Aici nu trebuie să ocupi pentru că sunt garaje acolo. Și școala se află fix aici, lângă restaurantul Miorița, fostul restaurant Miorița, că acum nu mai este. Hai să intrăm și revenim după. Gata, fraților, am plecat de aici. Mi-a dat femeia, să vezi, mi-a dat toate informațiile pe care trebuie să le duc la Agenția Forței de Muncă. Dar, pai, mamă, cât costă școala de șofer CE în Germania? Vreți să vedeți cât costă școala de șofer CE în Germania? Păi vă arăt aici pe hârtie, da? Că astea trebuie să le duc acum la Agenția Forței de Muncă. Și ei au trimis prin e-mail la Agenția Forței de Muncă, dar ea se mișcă greu. Așa că mă duc eu personal și le dau foaia, uitați aici, informațiile de la școală. Și hai să vă arăt. Hai să vă arăt acum în mașină cât costă. Cât costă școala de șofer în Germania? Ia uitați-vă și voi, dacă nu vă minunați, vă minunați. Stați așa să nu vă arăt cât costă, da? Aici. Ia uitați și voi. 17.960, 125 de zile. Bă, ești nebun la cap. 17.960 de euro. Frate, nebuneală. Stați și voi. Cât costă? Cât costă o școală de șofer aici în Germania, fraților? Ce să mai... Mai dați de permis în Germania, dacă puteți, cu banii ăștia. Plătești o viață, rate pentru școala de șoferi. Ce facem? Acceptă ăștia cu atâția bani? Acceptă ăștia școala de șoferi? Normal, am auzit că le-a acceptat la multora, dar acum nu știu, 17.000 de euro, măi, deci nu e bun la cap. Cum, frate, să coste așa de mult? Spune și voi acum, în România cât costă? Haideți în comentarii, cei care ați dat de permis, ce și e. Spune cât costă școala de șoferi. 2.000 de euro, maxim, nu? Din ce am auzit eu. Dar nu 17.000, 18.000 de euro, fraților, ce naiba. Așa sunt nebuni la cap. Da, fraților, mă duc acum la Agenția Forței de Muncă să vedem, să le dau foaia asta, să le zic, uitați aici hârtiile la școala de șoferi, am găsit școală. Dați drumul la treabă, hai, facem școala sau nu facem? Începem activitatea sau mă las de chestia asta? Să vedem. Că e-mail-ul se facă, nu-l văd. Da? Așa că mă duc acum personal și trag de ei să vedem ce zic. Așa că, fraților, stați aici să vă țin la curent și pe voi, dacă rezolv ceva, dacă nu, nu știu. Adică vedeți și voi activitatea mea, dacă treceți și voi prin asta în viitor sau sunteți în asta, faceți și voi cum fac eu, dacă vreți să grăbiți lucrurile, dacă nu vreți să le grăbiți, stați după ei, că nu mai primiți răspuns. Da. Gata, revenim de la Agenția Forței de Muncă din Germania, Gütersloh. Gata, fraților. Hai să vă arăt ce rezolv și aici, din lângă sala mea de fitness. Da. Mai sala din partea dreaptă și clădirea pentru Agenția Forței de Muncă e pe stânga. Hai să vă arăt aici. Era asigurat. Da, nu? Mai român pe aici.
Și pe aici numai români. Da. Programul. Hai că m-au rezolvat repede aici. Ăștia mi-au spus că au trimis astăzi prin poștă programarea, că am programare aici la o cameră, 112, da? Mi-a dat aici niște foi, tot așa. Și că am programare pentru când? 7 martie. Da, 7 martie să vin aici să vorbesc. Ce te face să hai, să aștepți, să e așa ușor cu ei. E greu, probabil când trebuie să-ți dea, durează. Când îți ia foarte repede. Și pe 7 martie trebuie să vin la programarea asta, la camera 112, să vorbim despre Ausbildung pentru tir, da? Au zis că mi-au trimis și mie astăzi de acasă prin poștă, că mi-au dat ei mai repede foile. Dacă am venit aici, mi-au dat foile. Și pe 7 vin să vorbim despre asta. Vedem ce zic. A, și să mă corectez un pic. 17.000 de euro, aproape 18.000 de euro, dar cu toate astea de ADR, uitați-vă și voi aici, stați așa un pic. Nu vă arăt că am niște date importante aici. ADR pentru tela de transportat motorină, bazic, tank, toate profesiile aici, toate astea de marfă. Adică tot cu ADR-uri, cu chestii, nu doar ce și ei, da? Cu toate astea, aproape 18.000 de euro, cu toate ADR-urile pentru marfă. Dar tot mi se pare mult, nu? Voi ce spuneți? Cum e? Credeți că e mult sau puțin? Sau ok? Da. E bun dacă îmi fac și toate ADR-urile astea gratis. Cui gratis? Cu banii aia, că după aia 2 ani, un an de zile, 2, trebuie să mă angajez la o firmă obligatoriu să stau acolo, la o firmă anume care colaborează ei, cu care colaborează ei, da? Trebuie să stau obligatoriu un an, 2, fără să-mi dau demisia. Dacă nu-mi convine, trebuie să stau acolo, pentru că ei de acolo, de la ăia, scot banii care i-au investit în mine, cum ar veni. Adică banii ăștia pe care îi dau ei, îi scot de la tine, nu-s pierduți. Cam asta e, fraților, am vrut să vă informez și pe voi cu câteva mici informații, adică să știți și voi, să fiți și voi la curent, dacă pățiți, sunteți în situație și cam atât de aici, da, cu asta. Vedem, când o să încep activitatea, vă țin și pe voi la curent, facem vloguri din tir, da, de la școala de șoferi. Așa că până pe 7 martie mai este, durează până ajung aici să vedem ce rezolv și vă mai țin atunci la curent, da? Cam atât cu acest vlog, eu am fost Cristi Panainte, vor și până data viitoare, fraților, eu o să am dat și multă baftă tuturor, da? Mare respect, pa!